trece vremea, trece vremea. Strada Căliților nu-i chiar strada Pizzelor. Surprindem un peisaj, doar gropi, iarbă și garaje. Și a lor modernizare se pare în așteptare. Tot să discută, tot să face. Păi, dar vorbiți aici, dar e pe fața blocului unde e mai gropi. Fața blocului e mai... de garaje, de toaletare, de... Și astea trebuie. Aici îi pare a fi o zonă mereu ocolită. Adică începând de la gropi până la toaletare, păi, până la garaje... Dar circulație e și pe aici, cu toate că nu e centrală. Aici nu plătiți taxe, am înțeles, nu? Sau plătiți? Cum să nu? Dacă tu plătiți taxe, nu trebuie să facă și aici. Păi da, taxe la apartament, taxe la garaje. Terenul acesta privat, sau? Păi terenul n-ar fi privat cât ține garajele astea. Da. Dar restul ăla tot cred că e privat, odată ce e garajele privat. Deci aici dacă nu e privat, trebuie o parcare făcută. Ar trebui. Trece vremea, trece vremea. Și eu în garaj, dar nu-mi place nici mie. Dar nu-mi place. Cum arată? E bun garaj. Deci totuși vreți, ar trebui să vină. Da, să fie ceva modern. Trece vremea. Să știți că arăta mult mai bine. Acum niște ani. Știu eu când mai treceam, dar... Oamenii plătesc impozite și taxe, toate... Plătim, da, plătim. Păi suntem datori. Trebuie să ne respectăm ce să facem. Avem de toate, domnule, avem, în zona asta. Iarbă mare, avem, garajele... Avem. Și cu salubritatea, mai șchioapătă, ce să vă spun. Mai cu gropi, mai cu... Cu gropi, da, dacă nu suntem cu toții uniți, ce să facem altceva. Merge greu totul, ce nu știți. Atenție mare la iarbă, da. Atenție mare la căpușe, da. Și... Da, sănătate. Să sperăm că se îndreaptă speranța situația. Mare, da. Aici lumea revoltată că mereu este uitată. Pe Crăițelor se pare 0 grade implicare. Trece vremea.